Marian, felicitări pentru prima ta convocare la Rotul Național de Seniori. Cum a fost perioada petrecută în cadrul tricolorilor? Mulțumesc! A fost o perioadă destul de plăcută, ținând cont că am reușit și două victorii în acest timp. Băieții au fost extraordinari, m-au primit cum nu se putea mai bine, un grup frumos și țin să le mulțumesc pentru această experiență frumoasă. A fost nedorită accidentare, acum cum ești? Da, bineînțeles, nimeni nu voia să se ajungă pe aici. Sper să revin cât mai repede, am avut o întorsă, acum mai simt unele dureri la anumite mișcări, dar sper ca până la primul meci oficial să fiu pregătit. Vine o nouă serie importantă de meciuri pentru Farul, ați pornit bine actualul sezon. Da, și vrem să continuăm tot așa, vrem din următoarele 3 meciuri să scoatem maximum de puncte și să abordăm cu încredere ce va urma. Te integra rapid după revenirea din Jocurile Olimpice. Cum ești mulțumit de evoluția ta până acum? Și au fost și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar contează că am reușit să și câștigăm, să acumulăm puncte, ceea ce ne oferă oarecare liniște să putem să muncim în continuare pentru a avea rezultate cât mai bune. Puțină lume știe că tu ai pornit în activitatea fotbalistică pe un alt post. Da, când eram mic eram atacant, dar nu plăcea să alerg, așa că m-am băgat în poartă și mi-a plăcut. Până la ce vârstă ai jucat? Până la 13 ani. Ce idol aveai pe atacant atunci? Ronaldo. Și după când ai intrat în trebute? Manuel Neuer. Și cum de ai ajuns să trei mânușile de portar? Păi atunci eram jucător la mine în satul natal și nu mai aveau portar acolo și mi-au spus să intru eu în poartă. Am intrat și chiar mi-a plăcut. I-ai impresionat și ai rămas de atunci? Da, exact. Și dintre portarii români, care a fost preferatul tău? Tătărușan. Din perioada Steaua? Din perioada Steaua, da. Pentru tine acum importantă va fi următoarea perioadă pentru a rămâne în vederile selecționerului Mirel Rădoi? Bineînțeles, îmi doresc să am cât mai multe apariții acolo, să reușesc să fac debutul și să joc cât mai multe meciuri. În afara fotbalului, ce pasiuni? Mă uit la filme, mă joc FIFA. Mâncarea preferată? Pastele, pizza. Da. Ce îți propui în continuare până la finalul turului? În poarta Farului. Să fiu cel mai bun, bineînțeles, și dacă se poate să nu iau niciun gol. Eu m-am abonat la canalul de YouTube Farul TV. Fă-o și tu!